Clash Royale, logic. Ok, hai să facem locul la nivel 12 în 3, 2, 1 și... Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi este un episod mult mai special, dar cel mai special episod de pe canalul acesta. Ei bine, cum ați văzut și în thumbnail și în titlu, vom face a treia noastră legendară la nivel 12 și anume logul. Deci m-a chinuit foarte mult să fac logul acesta la nivel 12. Și de data asta nu o să mai jucăm la battle, ci o să jucăm la 2 vs 2 pentru că m-a chinuit foarte mult să fac 5100. Da? Am 5113 și m-a chinuit foarte mult și da, dau de contră. Îmi dau de foarte multă contra și foarte multe decuri care îmi dau contra la deck și mai bine prefer să joc la 2 vs 2. Ok. Când filmez acest clip este duminică. A, da, să nu uit. Vreau să vă urez un an școlar cât mai bun pentru că eu filmez acest clip duminica, doar că voi o să-l vedeți luni seară. Și vreau să vă urez un an școlar cât mai bun, cu note cât mai bune și să vă înțelegeți bine cu colegii și cu profesorii voștri. Asta s-ar aplica la mine cel puțin. Dar asta e partea a doua. Ok, hai să trecem la subiectul nostru și să dăm cu logul la nivel 12. Eu sincer, hai să strângem cât mai multe like-uri la clipul acesta pentru că m-am chinuit foarte mult să fac logul la nivel 12. Și plus că o să întâmpinăm acest minunat an școlar cu un clip de Clash Royale, logic. Ok, hai să facem logul la nivel 12 în 3, 2, 1 și... What? Loc la nivel 12? 3 legendare la nivel 12. 3 legendare la nivel 12, vă imaginați? What? Vă imaginați și voi că am făcut 3 legendare la nivel 12? Mamă, frate, eu sunt șocat în momentul de față că eu am făcut a treia mea legendară la nivel 12. Acum, nu știu, m-aș gândi să fac Electro Wizard-ul la nivel maxim, după aia Mega Knight-ul și după aia logul, dar să faci o legendară la nivel maxim... E foarte greu, adică îți trebuie o grămadă de cărți, adică îți trebuie cel puțin pentru o carte, o legendară să faci la nivel maxim, 20 de cărți, 20 de legendare. Și eu n-am atâtea, cred că am, bine, mă refer să ai în plus, eu am 4, 6, 7, 8, opa, aici am 2, 10, am 11 legendare, deci, bine, eu l-am numărat așa, din minte, nu am 11, ci am vreo 14, am 14 legendare să... Iar acum hai să jucăm la 2 vs 2, să vedem ce poate face logul la nivel 12, să vedem, bine, această parte eu filmez la vreo o oră distanță, că n-a fost întrerupt la prima parte. Ok, după că ăsta are un decul gigant, destul de interesant. Să bag aici un electroizar. Ok. Are un 3 gigant. Ok. Ok. Fire Spirit și Zap. Bă, chiar asta e destul de interesant. Mamă, ăsta are gigant plus balon. Ce-ai făcut? Ok. Mamă, ce dăm cu balonul. Ok. Ok. Bă, se pare că decul lui e chiar foarte bun. Bă, chiar, deci n-am folosit deloc. Ia. Se vede oarecare diferență. S-a văzut o oarecare diferență. Nu o diferență foarte mare, dar s-a văzut. Bine. O diferență destul de măricică, aș putea zice.
Dar bine, diferența se vede clar când o să dau de prințesită level 13, da? Poate reușim în episodul de azi să dăm de prințesită level 13. O prințesită maxim de level 13. Ok. Ok. Hai de Mega Knight-ule. Bă, dar chiar e interesant decului, adică sincer de curtea să nu prea vezi. Și îmi cer scuze că o să se mai audă câteva sunete. Na, eu sunt de la țară, eu sunt de la țară, mă, de față și n-am. Ok. Mai că ăștia au renunțat, deci ce să faci? Adică ce să faceți de la pușurile noastre, adică ce naibii? Ok, o să dau aici un loc. Bă, da, deci balonul ăla nu m-a lăsat deloc să văd care a fost diferența, dar totuși, am câștigat primul 2 versus 2. Exit. Ia să dăm și un Skarmi, să dăm și un Wizard, pentru că, știi, după cum bine știți, vreau să fac Wizardul la nivel 13. Hai să mai facem încă unul și cam asta ar fi pe episod. Ok. Aș vrea să dau două prințesite level 13, sincer, să vedeți, să văd diferența. Ia să vedem. Captain America sau Capitanul America, cum vrea asta să scrie, și o steluță. 0 stelu 0 steluță Mohamed steluță 0. What? Ce numele astea? Oh, deci au și executioner. După ultimul buff de la executioner parcă e mult mai bun executioner. Nu știu de ce mi se blochează, nu mă întrebați. Nu știu de ce mi s-a blocat la faza aia, habar n-am. Fii atent. Fii atent la treaba asta. Ai de capul meu. Să bagă aici un zep. Haide mă, Mega Knight-ule. Dă jos executioner-ul, care parcă era de 10 sau de 11 sau de 12, nu mai țin minte. Mamă, ce le dăm. În momentul în care ți-am inamic cum mi-a omorât, de exemplu, Wizard-ul, îți mânca de la uci. Dar și în avantajul celor care folosește Witch-ul, are această oportunitate. Bine, în cazul care are farmă de 13. Dar se pare că avantajul mi s-a întors mie. Mamă, Poison Fireball Log. Bă, nu știu care e faza cu decul lui. Abar n-am. Bă, da. Deci, v-am mai spus. Îmi cer scuze că o să mai audă niște sunete. Nu știu dacă se aude. What? Ok. Nu strică doi executioner. Chiar e destul de ok. Stăm aici și un Gloomy Gang. Îi spamăm de îi stinge pe ăștia și cam asta a fost meciul, cred. Cred că cam asta a fost meciul. Cel mai probabil dacă le dăm turnul jos, e perfect. Ok. 778 HP pe tur. Logul, dacă ar fi frumos ca să le dăm și noi 3 coroane, ar fi foarte șmecher. Ok. A, nu, n-avem timp, bă, n-avem timp. N-avem timp. Oricum, cam asta a fost clipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul like. Eu, sincer, sunt foarte bucuros că am făcut a treia mea legendară la nivel 12 și anume logul. Sunt foarte fericit. Și na, dacă voi vreți să vedeți cum am făcut
prima mea legendară la nivel 12, adică Electroizardul. Aveți clipul în partea stângă și ne reauzim acolo. Eu sunt Alexandru și ne reauzim data viitoare. Bye!